Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare mult să apăsați acolo butonajul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mă urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube. Și bineînțeles, dacă aveți vreo nevoie sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, un mesaj, iar eu acolo o să vă răspund într-un timp cât mai scurt. Așa că haideți cu un mare follow într-un număr cât mai mare și noi să trecem la episodul nostru. Ei bine, jupânilor, după cum puteți vedea, suntem aici la fermă, după cum se vede. Și ce avem noi aici în față? Ei bine, avem un alt tractor, un tractor pe care nu prea l-ați văzut în episoadele noastre, pentru că a fost într-un fel mai o raritate, să zic așa. Am putut să fac rost de el de la Ghiciștine, ei bine, tot de la Nea Grigore, pentru că el are destul de multe tractoare. Are mai multe tractoare ca mine, dar are de astea, cum să zic eu, mai rarități. De exemplu, cum e Fiatul ăsta Agri, așa se numește, Agri 1180, pardon, 180-90. Și da, ce să mai, asta e un tractor rar dintre cele pe care le are. Are câteva UTB-uri mai speciale făcute de, modificate de către el. Un Ford, un Lamborghini are, ca marca de tractor vorbesc. Și da, deci ăsta tot de la el l-am luat. Așa că ce să mai, eu zic că merită acolo un mare like. Așa că haideți, bineînțeles, cu un like în forță acolo, să strângem peste 300 de like-uri. Și acum să ne urcăm în el, să vi-l prezint în, mai în detaliu și pe interior. Ia uitați-l, cam așa arată. Avem câteva manete. Bine, la interior nu e mare scofală, dar chiar e mișto tractorul. Mie îmi place la nebunie. Mie unul chiar îmi place tractorul ăsta. Acum să-i dăm și ok, bineînțeles. Cam așa se aude tractorul la o primă, abatere. Ia uitați, avem și plugul cu 3 braze aici în spate, tot de la Nea Grigore, cu 3 trupițe reversibil, girofarul, bineînțeles, și cam așa arată tractorul la o primă vedere. Ia uitați, avem farul, bineînțeles, ca cum e și normal. Și am zis astăzi, băi, o să-i fac un mic test între Fiatul ăsta Agri, pe care îl avem aici, și Fendul lunea Marcelica, pe care și l-a cumpărat acum o săptămână. Așa că haideți să-l băgăm în viteză și să mergem direct pe câmp mai întâi. Mergem pe câmp pentru că nu se poate. Trebuie să-i facem așa un mic test pentru că Fiatul ăsta Agri are 180 de cai, vorbesc. Și cum să vă zic eu vouă, pe lângă 180 de cai are și 4x4, dacă nu mă înșel, eu așa cred că are 4x4, dacă greșesc puteți să mă corectați voi. Dar să știți că se înfinge bine și pe asfalt, am văzut că merge bine, schimbă cum trebuie treptele. Bă, dar pe unde o iau eu, mă? Stai că am zis că mă duc pe terenul ălalalt. Da, așa că eu vreau să mă duc pe aici, dar pe aici nu prea mai am ce să ar, pentru că sunt toate discuite aproape. Bun, acum haideți să mergem înapoi, că uite, cu vorba m-am dus în partea asta, dar nu-i problemă. Și cred că o să mergem totodată să luăm și tractorul lunea ăsta, cum îi spune, lunea Marcelică, ca să vină și el, să nu mai bat drumul și înainte și înapoi. Așa că merg direct la el, iau și Fendul, bine, o să vină el după mine, dacă are timp. Dacă nu, o să fac eu două drumuri, dar na, o să vedem. Acum, ia uitați, e tractorul mișto, n-am ce zice. Da, și pe lângă ăstea care 180 de cai, are și 4x4, din câte mi-a zis Nea Grigore. Și vă dați seama că, ce să mai, e un tractor care văd că trage așa pe drum. Acum să vedem dacă pe teren stă tot la fel de bine. Ia să vedem, ne întoarcem frumos aici cu tractorul un pic. Ia să vedem, op, frână. E cam același calibru tractorul ăsta cu cel al lui Nea Marcelică. Mă duc să vorbesc cu Nea Marcelică, o să las tractorul pe un moment, așa, de-aia să-l dau pe avarii. Și să mă duc să vorbesc cu el, că vă dați seama, trebuie să vorbesc și eu cu omul. Ca să, bine, i-am zis dinainte că o să vin și eu vreau să fac un vlog. Așa că dacă, bineînțeles, dacă nu voia, nu mi-l dădea. Dar uite că a fost băiețaș Nea Marcelică și vine, adică îmi dă tractorul. Acum să vedem dacă vine și cu noi. Am revenit, jupânilor, vine și Nea Marcelică în sfârșit.
Ia să vedem, băgăm și noi în viteză și să mergem direct la câmpul pe care îl avem de... La, pe câmpul, pe terenul pe care îl avem de arat, ca probă, bineînțeles. Și să vedem care-i treaba, mai în deal, mai în pantă, să vedem cum se descurcă tractorul. Să vedem și tractorul nea care face mai bine față la proba asta. Vine nea Marcelica, vine el. Hai că vine ușurel, ușurel. Bun. Și ce să mai, hai să-i dăm tare, nu ce să mai, că până vine nea Marcelică doar știe cam pe unde i-am zis, știe despre care teren e vorba. Bun, și să vedem pe curbe, ia să vedem cum stă pe curbe, stă bine? Oho, și încă de care am luat curba cu 30 și chiar nu s-a clintit deloc de pe asfalt. Bine, dar până la urmă sunt tractoare, sunt țapene, așa că n-ai ce să zici. Și avem teren tot mai în față. O să o luăm tot în față, pe uliță la dreapta și în pantă avem acolo un teren. În rampă, de fapt, mai bine zis. Depinde din ce parte, din ce unghi îl privești. Acum, cum o să mergem noi, o să ne vină într-un fel rampă. Pentru că rampa, știu eu, e aia pe care urci și panta e aia pe care cobori. Unde cobori, adică. Și da, mă încurcam și eu de multe ori, dar bine că m-am învățat. Pantă, rampă, până la urmă pentru mine sunt cam aceleași lucruri. Dar na, corect gramatical, corect lexical sau cum se mai zice, rampa e cea pe care cobori, panta e cea pe care cobori, rampa e cea pe care te urci. Da, am hai să-i dăm noi un semnal aici la dreapta și să mergem direct la teren. Ia uitați, e primul teren pe care îl vedeți aici, care ne arată, bineînțeles, lângă unul pe care le-am unit, pentru că am vrut să fac un teren mai mare de în jur de un hectar, dar nu am un hectar, totuși am în jur de 50-60 de ari, cam așa. Și da, ce să mai, acum hai să ne băgăm pe aici pe teren, să vedem dacă vine și nea Marcelică. Până la urmă a venit și nea Marcelică, dar a zis că trage o fugă repejor până la stână, că a uitat ceva de dimineață acolo și niște chei și vrea să le ia. Bun, acum noi, na, să ne facem treaba, nu? Să le punem la probă. Să punem tractoarele, bineînțeles, în probă, după cum am și zis. Bun, acum, hai că m-am încadrat eu bine cât de cât pe parcelă, ia să vedem noi. Să o luăm ușor, lăsăm plugul jos, e încadrat bine. Hai că sunt bine puși eu așezat aici cu tractorul și pornim și girofarul dacă tot așa și hai să-l băgăm un pic așa, să vedem cum trage. Ia că de pornit n-a simțit plugul ăsta, cum a pornit tractorul ăsta chiar n-a simțit plugul, uite. 15, 14 cam, wow, că merge bine, ce ai pățit? Merge chiar bine de tot. Uite. 14 la oră, cam așa, e o medie de 14 la oră, 15... Depinde, văd că, cred că 15 oia numai în vale sau în drum, sau în teren drept, zic eu. Da, uite că oia doar în teren drept cu 15 la oră, am înțeles. Deci cam asta e treaba. Ia să vedem și în vale o tură cam cum îi dă. Bineînțeles, ia uite că ne întoarcem ușor. A, uite, bă, e frumos, n-am ce zice, îmi place, îmi plac tractoarele astea, cum să vă zic eu, cu cai mulți, așa mai vechi, de exemplu cum e ăsta, e din 90. Că așa se cheamă, Fiat Agri 180-90, bănuiesc că e din anul 1990, nu? Adică, deci tractor vechi, dar nu foarte vechi, adică de epocă. Cât are? Are 30 ceva de ani deja tractorul ăsta. Deci e tractor, vedeți și voi, e un tractor care duce și încă merge fără probleme. A zis că nea Grigore cam în fiecare zi iese cu el la treabă. Bine, în ultima perioadă n-a avut parcele de arat, că le arat de destul de mult timp. Și ia uitați, 15 la oră merge în vale, deci avem o limită. Am înțeles. Bun, ridicăm acum plugul. Să vedem, să băgăm și fendul. Că fendul într-o pantă așa mare nu l-am băgat vreodată. Adică când l-am prezentat atunci în ultimul episod. În episodul în care l-am prezentat. Nu l-am băgat într-o pantă așa mare. Bun, acum hai să-l băgăm și pe asta în viteză. Ia uitați, ne băgăm frumos așa, stai așa, să ne întoarcem, să ne încadrăm bine aici în ăsta, cum îi spune,
Haude, că nici mă și bâlbe acum în parcelă. Bun, hai să întoarcem plugul să fie treaba, bineînțeles. Ia să vedem. Lăsăm jos. Hai că am lăsat jos dacă e. Am lăsat greutatea jos. Tu-i mama. Ia să vedem. Acum lăsăm jos plugul, băgăm în viteză și dă-i tata acum, ia. Da, într-adevăr, Fendu a plecat cu o idee mai greuță, ați văzut și voi. Dar are mai puțin cai, de ce să mint. Are mai puțin cai, Fendu are în jur de 140-150 de cai, dacă nu mă înșel, cam atât are. Ia uitați, în deal merge cu în jur de 9, între 9 și 11 la oră, cam așa. Să vedem în vale, sunt curios. În vale cum îi dă Fendu. Dar plugul duce, n-am ce zice, ia uitați și cât fum scoate. Băi, probabil să fie și de la greutatea asta, dar mă îndoiesc eu că e de la greutate, nu știu ce să zic. Ia uitați, l-am lăsat un pic așa în pantă, acum băgăm în viteză și un pic, dar nu se vede un pic de tot, se vede foarte puțin că patinează. Dar nu, tractorul și ăsta îmi place, n-am ce zice, că tot la fel modelul ăsta vechi, tipurile astea de tractor, de tractoare, tiparurile astea chiar îmi plac la nebunie, de ce să mint. Îmi plac tare mult și o zic că merită acolo un mare like. Pentru că, bă, își fac treaba, sunt tractoare care, eu uitați, au peste 30 de ani. Și asta e tot, dintre 90 și 2000, zic eu, fabricat, între anii aia. Și au 30 de ani tractoarele și duc, băi, duc, n-ai treabă cu ele. Adică uitați-vă și voi, în vale tot cu 15 la oră merge, bineînțeles. Pentru că asta e într-un fel limita. Dar da, văd că deci l-a făcut la capitolul ăsta la putere Fiatul, dar bineînțeles, v-am spus, Fiatul are și vreo 40 de cai în plus, cam așa, 30-40 de cai în plus, se cunosc, bineînțeles. Și ele sunt tractoarele într-un fel același calibru la dimensiuni, dar ăsta are mai puțin cai. Bine. Dar Fendu se mișcă un pic mai bine pe asfalt, de ce să zic, că le-am simțit un pic. Nu zic că Fiatul Agri sare de pe asfalt sau ceva de genul, nu. Dar pot să zic că Fiatul nu se ține atât de bine pe asfalt cum se ține asta prin curbe. Bine, nu că aș merge cu 200 ca mașinile, dar zic așa, ca și tractoare. Dar îmi plac amândouă, n-am ce zice, sunt tractoare șmechere, sunt tractoare care, băi, le-aș ține o veșnicie și mi-aș lua și eu ceva de genul. Aș vinde, nu știu, ia să oprim noi tractorul lunea Marcelica, că până îmi vine mai durează și să nu intre vreun cineva pe acolo. Și da, eu mi-aș lua și eu un tractor de ăsta, pentru că, băi, arată într-un fel, n-am ce discuta. Fiatul ăsta Agri, ce să zic, îmi place tare mult. Dar, na, uite, aduce cu un UTB, bineînțeles. Un pic așa. Și ștaierul, și cu un ștaier. Aduce și cu un ștaier, de ce să mint. Chiar îmi place. Acum să-l ducem și noi frumușel la stână, pentru că, de fapt, cred că la fermă o să-l duc. De fapt, ia să facem noi aici o mică comparație, uitați-l. E un pic mai măricel Fendu, dacă stați și vă uitați bine. La anvelope tot Fendu e mai mare și la față și la spate. Bine, na, le-a pus Nea Grigore, dar mă, ia sunt curios, mă, fără greutate, oare cum merge? Ia că sunt foarte, foarte curios. Fără greutate Fendu, cum merge? Chiar sunt curios. Decuplăm, ne urcăm. Deci dacă merge la fel de bine cum merge și Fiatul, deci nu mai am nicio treabă. Deci o să-mi iau un fend. Dar vedem, nu știu. O să nu promit nimic deocamdată, pentru că mai am și alte cheltuieli. Trebuie să-mi iau și eu un Jeep, trebuie să mai am mai multe, dar curând, poate, cine știe, dacă o să schimb câte ceva. Ia să vedem. Cum pornește și cum îi dă. A pornit parcă un pic mai bine. A, uite, 12, 13, bă, nu cred, fii atent. Na, între 13 și 14, uite, vedeți acum. Deci între 13 și 14 la oră. Fiatul mergea între 14 și 15, ați văzut? Deci, bă, merge, n-ai treabă, fii atent. Da, nu mă așteptam că de la, dar bine, are și cât naiba e greutatea aia, 2 tone?
Băi, băiatule, e destul de mare, oricum, destul de grea era. Dar, într-adevăr, uite, mă, care se vede, să văd, bă, că ai putere și la fend, acum pot să zic și eu. Uite că nu m-am gândit să-i dau de prima dată greutatea jos. Băi, băiatul, uite ce aș putea să mai măresc un pic parcela în partea asta pe izlaz. Pentru că... De ce nu, nu? Dacă tot am parcela mare. Și să tai boscheții ăștia, să-i tund de aici, că altfel n-am cum. Bă, băiatule, ia fi atent. Băi, nu m-am înșelat, dar uite că fendul lui Marcelică cam face față la probele astea. Dar are și anvelope pe măsură. Băi, n-am ce zice, are niște anvelope de... Zici că de... Ce să mai... No, nu am vreo comparație, pur și simplu. Ia, cât are mă asta? Tu-i mama măsi de treabă, că nici nu văd, nu scrie nicăieri câtă greutate are. Ia să o ridicăm noi, poate scrie pe partea aia altă. Ia să vedem, nu scrie nicăieri? Nu scrie, scrie pe naiba să iei. Nu, are 2 tone și ceva ca popa. Hai să oprim fendul, să ducem și noi Fiat-ul Agri înapoi. Că Nea Grigore, vă dați seama. Mi-a dat și UTB-ul ieri, mi-a dat și acum și Fiat-ul, deja trebuie să-i dau niște bani acolo. Da, ce să mai, m-am lămurit cu ambele tractoarele, bineînțeles. Deci văd că Fiat-ul la 180 de cai, deci de fapt Fendul la 150 de cai se apropie de Fiat-ul Agri la 180, ați văzut bine. Cu totul că Fiat-ul a plecat mai repejor la, pe parcelă, de ce să mint. A plecat un pic mai brusc când am apăsat accelerația la rat, dar da, am văzut, sunt ambele tractoare mișto, Fiat-ul Agri îmi place și mie mult de tot acum, că l-am condus, chiar merge bine și pe viteze, stă ok, adică n-am ce zice. Acum o vedea pentru că aș vinde Fordul albastru și mi-aș lua ceva în schimb, ceva de genul ăsta, dar bine. Acum o-i vedea cât o-i luași pe Ford, dacă e, are rost să-l vând, dacă nu, să-mi iau la schimb ceva de genul ăsta. Scrieți acolo în comentarii, bineînțeles, pentru că sunt foarte, foarte curios. Cam atât a fost, bunilor, și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem cât mai repede peste 30.000 de jupâni. Data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.